Piețele Brăilei, în care altădată forfoteau clienții veniți și din județele limitrofe, atrași de prețurile bune, sunt acum pustii. Vânzătorii spun că la finalul unei zile de stat în picioare, în frig, rămân de multe ori cu marfa pe tarabă și cu buzunarul gol. Ei se plâng că oamenii sunt săraci și nu-și mai pot permite să cumpere decât ce este mai ieftin. Și cum comercianții nu sunt producători, ci iau marfa de la samsari, ei sunt obligați să crească prețul. De unde luați? De unde ia toată lumea, doamnă? De la producător, oricum. Nu. Dar de la cine? De la Samsar? De la Samsar. Nu de la Samsar, doamne. Da, intermediar. Da. Păi 2.800.000 acum, la ora actuală, pe lună, da. Și ce poți să-i expui? Păi așa cu 3 milioane am plătești un spațiu, dar nu merge vânzarea. Să zici că într-un spațiu comercial să-ți faci un aprozar sau ceva, dar nu merge. Că... De la agrosist. În plus, comercianții spun că taxele și impozitele sunt mari, ceea ce le afectează și mai mult profitul. Nu mai bine, doamnă. Nu mai bine. Sunt puțini clienți? Foarte puțini. Pentru că sunt multe care sunt angrouri care... Și taxele și impozitele? Le plătim la timp, mari. S-a făcut 2.800.000 o tarabă, s-a făcut 3.800.000, s-a făcut impozitul, s-a mărit aproape 4. E mult pentru dumneavoastră? Normal că e mult, că nu se scoate de aici ce se plătește. Da. Mai merită să mai lucrezi, să mai faci activitate? Nu se mai merită să mai facem activitate, dar ce facem, că n-avem cu ce să trăim. Comercianții din piețe admit cu toții că supermarketurile le-au dat o lovitură grea, fiindcă acolo clienții își pot alege fructele și legumele bucată cu bucată și pot plăti și cu bonuri de masă.